Bun găsit, dragi prieteni, la un nou documentar. În minutele următoare vom descoperi împreună prima confruntare dintre oameni și extraterestri. Mai toate miturile și legendele tuturor popoarelor vorbesc despre aprige confruntări între oameni și zei. Să fie vorba doar despre imaginație sau sunt relatări cosmetizate ale primelor conflicte armate între locuitorii Terei și indivizi veniți de prin alte constelații ale Universului. Se știe și sunt dovezi clare pe multe dintre picturile rupestre, dar și pe cele de pe marile monumente antice, precum piramidele egiptene sau cele din Peru, dar și pe pereții unor vechi lăcașuri de cult, fie ele păgâne sau creștine, se pot vedea imagini cu astronauți îmbrăcați în costume spațiale și înarmați cu arme ce produceau fulgere, ori lasere, nu? Astronauți care sunt prezentați lângă nave spațiale. Chiar și aura sfinților creștini din biserici poate fi asemuită, dacă vrem, cu o cască spațială. Astăzi, mai toți specialiștii sunt de acord că Pământul a fost vizitat în trecutul îndepărtat și poate nu numai de extraterestri. Nu știm cu precizie dacă vizitele acestora au fost pașnice, însă cu siguranță, dacă trecem în revistă miturile lumii întregi, vom realiza că nu toate aceste întâlniri au fost pașnice, ci au declanșat nenumărate războaie. Teorii incredibile. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu. Fii pe fază! Unul dintre acestea a fost Războiul Titanilor. Titani este denumirea purtată de cei 6 fii ai lui Uranus și ai Gaiei, Poeus, Crius, Cronos, Hiperion, Iapetus, Oceanus, numiți Titani, și cele 6 fiice, Mnemosine, Febe, Rea, Teia, Temis și Tetis, numite Titanide. Aceștia alcătuiau prima generație divină precedentă zeilor olimpieni. În scurt timp, între cele 2 generații, a izbucnit un război cumplit pentru putere. Dacă s-ar fi luptat doar între ei, nu ar fi fost mai nimic de remarcat. Numai că în acest război nimicitor, au fost atrași și pământenii de o tabără sau alta. Deci, se pare că este prima confruntare armată între zei, ori extraterestri, și pământeni. Cronos și-a mutilat tatăl și i-a luat locul, devenind stăpânul Universului. La rândul său, Cronos a fost detronat de Zeus și a început un nou război între titani și olimpieni. Și din nou pământenii luptă într-o tabără sau alta. Cazul cel mai cunoscut este al eroului grec Hercule, cel care i-a ajutat pe zeii olimpieni să obțină victoria. Un alt cunoscut război în care s-au implicat zeii sau extraterestri a fost cunoscutul război troian. Zeus le-a cerut zeilor olimpieni să intervină în război. Hera, Athena, Poseidon, Hermes și Hephaestus de partea aheilor, iar Ares, Apollo, Artemis, Afrodita, Leto și Xanthos de partea troienilor. Cel mai lung poem epic, scris vreodată, Mahabharata, atribuit lui Vyasa, descrie războiul Bharata, ce a avut loc în nordul Indiei în jurul anului 1400 înaintea erei noastre, dintre 2 clanuri, Kaurava și Pandava. Zeii, alienii, au participat la război pe care l-au influențat cât de mult și-au dorit, împărțindu-se la rândul lor în 2 tabere. Le-au oferit muritorilor arme, strategii și nave spațiale, numite Vimana, ba chiar s-au implicat în mod direct în luptă. Ca exemplu de arme divine primite de oamenii de la divinități,
Agnini i-a dăruit lui Vasudeva discul Saora, Shiva i-a oferit lui Arjuna arma Pashupat, Arjuna a mai primit și arma Antaradana de la Kuvera, iar clanul Kaurava a folosit în luptă arma divină Narayana împotriva clanului rival. Războiul din vechea Indie este prima dovadă clară a implicării extraterestre în luptele pentru dominație pe Pământ. În secolul 24 înaintea erei noastre, Sharukin sau Sargon I a înființat regatul Akkad și capitala Agade. El susținea că zeul Enlil i-a acordat tronul. Într-o campanie peste munții Zagros, Sargon afirma că Ishtar i-a luminat calea. Chiar dacă Enlil i-a oferit tronul, Sargon recunoștea că ascensiunea sa s-a datorat în primul rând zeiței Ishtar, căreia i-a fost amant. Printre amanții ei muritori s-au mai numărat regele Shulgi din Ur și regele Idin Dagan din Uruk. Se pare că Ishtar era una dintre divinitățile cele mai dornice de război. Un text susține că la un moment dat, ea a atacat Arabia, într-un altul a trimis 7 regi din Iran cu 360.000 de oameni împotriva Akkadului, iar inscripțiile lăsate de regii asirieni descriu cum ei plecau la război, la ordinele zeiței Ishtar, cum ea îi sfătuia când să atace și când să aștepte, cum ea mărșăluia adesea în fruntea oștilor și cum, cel puțin odată, a apărut în fața tuturor. Naram Sin, nepotul lui Sharukin, susținea că a primit arma zeului cu care și-a învins dușmanii. La un moment dat, Ishtar i-a poruncit regelui să profaneze templul lui Enlil din Nippur. Ca răspuns, Enlil le-a cerut hoardelor din Gutium să atace Akkadul, care astfel i-au răzbunat pe sumerienii cuceriți de acadieni. Capitala Agade a fost ștearsă de pe fața pământului. Gutienii, care erau de fapt, după unii istorici, dacii din munții Gutâi, au condus Mesopotamia timp de 91 de ani și 40 de zile, Lagash fiind cartierul lor general. În acest timp, zeul Ninurta a refăcut agricultura și sistemul de irigații. După victoria gutienilor, Anu și Enlil au implantat în orașul Kish arma Shuhadaku. Când regele Utuhegal a ridicat această armă împotriva orașului pe care îl asedia, a căzut mort. Și mai pot fi amintite foarte multe exemple de intervenție sau ajutor armat acordat de către entități extraterestre unor lideri sau popoare din trecut. De exemplu, amestecul zeilor în luptele dintre dinastiile egiptene Tutmes și Ramses, luptele pentru cucerirea Tombuctului, războiul ce a dus la căderea Tebei, ajutorul dat lui Moise împotriva armatei egiptene, războiul lui Tauca și Montezuma cel din tâi, etc. Și se pare că intervențiile extraterestre au fost și mai recente. În data de 13 octombrie 1987, la ora 8:35, o unitate de rachete antiaeriene ale Uniunii Sovietice a deschis focul asupra unei nave spațiale necunoscute, care nu a răspuns la nicio somație. Regimentul de rachete antiaeriene sovietice de tip Hub se afla într-o misiune de exercițiu în Siberia. Apariția obiectului zburător, care nu avea ce să caute acolo, a alertat imediat conducerea regimentului. După somațiile de rigoare, la care nu s-a primit niciun răspuns de identificare, sovieticii au deschis focul. După ce obiectul zburător s-a prăbușit, rușii au trimis în cercetare o echipă de 25 de militari.
În acel moment, 5 extratereștri au ieșit din navă și au deschis focul ucigând 23 dintre militarii ruși, după care s-au făcut nevăzuți. Nava extraterestră a rămas însă în mâinile militarilor ruși, care au predat-o KGB-ului. Citez din raportul oficial, conform declarațiilor generalului Emil Străinu, din cartea Jurnalul Conspirației. Au fost lansate 3 rachete, dintre care 2 și-au atins ținta în plin. La locul prăbușirii au fost trimiși 25 de militari. Dintre ei, au supraviețuit doar 2, care au povestit cum s-a petrecut primul conflict între oameni și extratereștri. Cei 2 martori au spus că din navă au ieșit 5 ființe umanoide, care s-au contopit într-o sferă luminoasă. La scurt timp, sfera care scotea sunete ascuțite puternice a explodat, iar cei 5 extratereștri au dispărut. În urma lor, 23 dintre militarii trimiși în recunoaștere au rămas pietrificați. Corpurile lor, lipsite de viață, erau mult mai rigide decât cele ale morților obișnuiți. Aveau consistența pietrei. Nava extraterestră și cadavrele soldaților au fost transportate în laboratoarele KGB, Serviciul Secret Sovietic. Specialiștii ruși au concluzionat că militarii au fost supuși unui bombardament cu o sursă necunoscută de energie, pietrificându-i prin transformarea apei din organismul lor într-o substanță cu structură moleculară necunoscută, nemai întâlnită pe Pământ. În urma mai multor incidente anterioare, în care fuseseră implicați, pe de o parte oameni, pe de altă parte OZN-uri, între ruși și americani se purtaseră negocieri, în urma cărora a fost încheiat un acord secret care prevedea sprijin și informare reciprocă în cazul apariției pericolelor de origine cosmică sau pentru contracararea unui atac extraterestru. Incidentul grav din Siberia a fost ascuns opiniei publice și nici măcar americanii nu au fost înștiințați, deși exista deja celebrul acord. După căderea și dezmembrarea Uniunii Sovietice în anul 1991, anumite documente au ajuns și la oficialii americani. Aceștia au făcut public incidentul din Siberia, însă nu au dat publicității toate datele. Abia în anul 2001, un fost ofițer KGB a confirmat incidentul armat din Siberia anului 1987. Concluziile le trage un savant rus, fizicianul teoretician Alexander Berezin, de la Universitatea Națională de Cercetare în Tehnologia Electronică din Rusia, susține că sfârșitul umanității poate fi chiar mai rău decât extinția. Acesta susține că viața inteligentă extraterestră există și, mai mult, omenirea se va confrunta cu ea într-o bătălie care va dura generații. Savantul rus este convins că lupta va fi definitiv pierdută de Pământ. Cum ar fi dacă prima formă de viață care atinge capacitatea de călătorie interstelară eradichează în mod necesar toată competiția pentru a-și alimenta propria expansiune? Se întreabă Alexander Berezin într-un articol pentru Live Science. Se poate spune, cu alte cuvinte, că scopul omenirii de a descoperi alte forme de viață inteligentă să fie direct responsabil de propria sa distrugere. Berezin introduce conceptul de primul venit, ultimul plecat. Perspectiva pleacă de la premiza că forma de viață căutată are o inteligență similară cu a noastră, însemnând că a atins capacitatea de călătorie interstelară sau, cel puțin, poate transmite mesaje pe distanțe spațiale imense. Asta înseamnă că în această călătorie spre creștere nelimitată și dezvoltare fără restricții, este foarte probabil ca specia respectivă
să calce pe cadavrele altor forme de viață, care nu îndeplinesc tiparul de viață inteligentă care se regăsește la primii. Deci, cum ar fi cazul Pământului, încă nedezvoltat primordial și nedisciplinat în contactul cu o civilizație net superioară, în care moralitatea înseamnă supraviețuirea în orice condiții și cu orice mijloace, inclusiv extinția pentru planeta și civilizația vizată în propria-i expansiune. În rândul oamenilor de știință, există suspiciunea că americanii negociază separat pentru a-și salva propria piele. Conform unor ufologi, dar și a unor gazetari independenți, în anul 1934, guvernul american a fost contactat de către o rasă de umanoizi verzi. Atunci a fost momentul în care s-a încheiat un acord între cele două civilizații, Tratatul de la Grenada, care avea la bază un schimb extrem de ciudat. Americanii urmau să primească tehnologie extraterestră, în timp ce extraterestrii urmau să aibă cale liberă de a răpi oameni și de a efectua diverse teste genetice. Mai mult decât atât, se pare că americanii le-au oferit extraterestrilor diverse zone în care să-și instaleze baze. Aceste baze au fost construite în interiorul Pământului, dar și în ocean. Semnarea tratatului de la Grenada în timpul administrației Eisenhower a fost un moment istoric pentru liderii americani, care au decis să încalce ei înșiși Constituția, care nu le permitea și nu permite nici astăzi acorduri secrete. Chiar Laura M. Eisenhower, nepoata fostului președinte american din anii 50, David Eisenhower, a vorbit, spre surprinderea multora, despre numeroasele contacte pe care guvernul american le-a avut cu diverse civilizații extraterestre. Se pare că prima confruntare cu extraterestri nu a avut loc în Siberia. Conform declarațiilor lui Philip Schneider, fost inginer al bazei secrete americane, în 1979, în urma unor animozități, un grup de extraterestri a deschis focul în interiorul bazei secrete Dulles din New Mexico, încălcând astfel tratatul de la Grenada. Baza Dulles din New Mexico nu a avut niciodată popularitatea zonei 51 din deșertul Nevada, dar ea este cu mult mai sinistră decât celebra zonă 51. Philip Schneider a fost primul om care a vorbit în public despre această bază și despre cum a luat el parte la o luptă alături de alți militari și cercetători contra unui grup de extraterestri. Participarea sa la această luptă a fost făcută publică într-o prelegere din 1995. Iată ce a declarat acesta: "Treaba mea era să cobor în găuri și să verific mostrele de stâncă, recomandând explozibilul pentru fiecare tip de stâncă în parte. Ne-am pomenit la un moment dat într-o peșteră mare, plină de extraterestri cunoscuți drept micii cenușii. Am împușcat doi dintre ei. Noi eram cam 30 de persoane și deodată au apărut aproximativ 40 de extraterestri, care au fost toți omorâți. Am văzut apoi o întreagă bază subterană plină cu extraterestri. Mai târziu, am aflat că trăiau deja de mult timp pe această planetă." Philip Schneider a început să avertizeze lumea în privința a ceea ce se petrece, dar a murit pe 17 ianuarie 1996, în condiții foarte suspecte. Autoritățile au stabilit că s-a sinucis. Inginerul a murit și după această așa zisă sinucidere, nimeni nu a mai avut curajul să vorbească. Aceste fapte ne fac să credem că anumite conflicte armate între oameni și extraterestri au avut loc și că lupta din Siberia nu a fost nici prima, nici ultima.
Întrebarea logică ce se poate pune este următoarea. De ce se ascund populației adevăruri despre coexistența pe Terra a unor entități cosmice? Cât de periculoase pot fi aceste entități? Și dacă nu cumva, ele conduc cu adevărat din umbră destinele pământenilor.